Nada. Cum era? Am dat cu, l-am găsit la picioare, era de mult. L-am găsit la picioare, era de mult. E de când am intrat în piscină. Da. Hello guys și bine v-am găsit la un nou vlog super, 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 mega tare. În acest vlog avem mai mulți invitați speciali, așa că hai să facem și noi o prezență pe iubita mea foarte frumoasă, cred că o știți deja, dar nu mai multe. Aolo, aolo, stați cum vedeți grisinele. Aici în dreapta mea, cealaltă stânga, altfel spus. Aici în cealaltă mea stânga îl avem pe Nicușor. Salut. Pe care probabil îl... Nicu, nu Nicușor, mă faci după ce căzdita mai pe loc, am mai faci și Nicușor. Îl avem pe Nicu, da, bun, Nicu de la Caricioare. Caricioare. În spatele meu avem o altă domnișoară pe nume Cristiana, ca să faceți și voi cunoștință. În cealaltă mea spate îl avem pe băiatul ăsta mușchiulos. Bine, rău! Care wow. E... pup! Bine, bine! Dobre sau cum? Dobre! Dobre! Dobre, Obi, Robert! Robe Dobre Obi, așa îl cheamă. Iar astăzi o să facem un clip super, super tare! Bine! Iar astăzi o să facem unul dintre cele mai șmechere clipuri de la mine pe cele canal. Cele mai șmechere, l-ați auzit? Cele mai șmechere, deci cel mai șmecher vlog de la mine de pe canal. Ultimul care va ieși din acest jacuzzi pe timp de iarnă, Doamne ajută, va primi 5.000 de lei! Nu vă dați seama cât de șmechere, uitați-vă, face și bulbuluci și uitați-vă. Gata, pe nebunie, pe șmechere, bine rău de tot! Și cu luminițe! Și avem și luminițe, luminițe multicolore. Și vreau să vă spun că este una dintre cele mai tare locații. Acest apartament se numește Canopian Brașov și vă puteți... Penthouse, da, este un penthouse super, super, super tare. Vreau să le mulțumim pentru locație. Și dacă vreți și voi să le dați un follow pe Instagram sau dacă vreți să veniți aici, este chiar vis, e vis, vis, vis. Arată demențial, e lux, absolut lux. Ne place foarte mult. Știu că mulți credeți că competițiile de genul ăsta de pe YouTube sunt fake, dar la noi nu e fake, pentru că această sumă n-a fost imposibil de strâns. Am în spatele meu chiar și sponsorii acestui clip, pentru că Nicu a pus 1000 de lei, Cristian a pus 1000 de lei, Dobre a pus 1000 de lei. Toată locația mea. Bă, dar poți să puteți acum, puteți face filmul. Poți să vestiți orice chiar. Bine, nu mă mai joc la aparate. Și iubita a pus 1000 de lei, inclusiv eu am pus 1000 de lei și haide să vedem cine va pierde banii și cine va câștiga pe toți. V-aș ruga chiar acum să rupeți butonașul ăla de like. Haideți să strângem 50.000 de like-uri. Iubire, îți mănesc ție această onoare de a da start. Mulțumesc, competiției. Iubito. Așa că când vrei tu să începem challenge-uri, zici start joc. Sunt onorată, vreau să spun în primul rând. Am mari emoții în rostirea acestor cuvinte, așa că start joc! Bine! Vreau să vă spun că pe toată perioada când noi o să stăm în jacuzzi, nu avem voie absolut deloc să părăsim jacuzziul. Deci asta e prima regulă, nu avem voie să părăsim jacuzziul. Nu avem voie nici cu scuze de genul mi-e sete, mi-e foame, tocmai asta e ideea, că trebuie să stăm așa până și dimineața. Mie mi-e sete. Da, chiar mi-e foame. Păi de ce mi-e nevoie la baie, dar e ok. Da? Cam astea sunt în mare parte regulile. Iar vă vreau să vă spun că acest vlog nu va fi deloc plictisitor, așa că nu dați skip până la finalul clipului, pentru că nu o să vedeți care e câștigătorul, pentru că adevăratul câștigător e la care se distrează cel mai mult, zic eu. Nu, o dragu, că pentru bani stăm aici. Da, stăm pentru bani, dar important e jocul în sine și toată perioada jocului, de cum începem, practic am început, că am zis start joc. Da, acum cine o să părăsească jacuzziul e Mierlit, a pierdut 1000 de lei, s-a dus la toată alocația lui Dobre. Și inclusiv până terminăm challenge-ul, pentru că pe parcursul jocului, noi o să ne adresăm unul celuilalt întrebări picante. Ce răspunsuri vrem să aflăm unul de la celălalt pe parcursul jocului, o să le întrebăm. Sunteți de acord? O să jucăm da, normal, da, nu? Adică tu, Nicu, dacă ai o curiozitate despre Cristiana, eu adresez, așa mai picantă. Opa, Nicușoare! Nu, Dobre, dacă ai o curiozitate despre Antonio. Opa! Bine! Opa, de mult îmi doresc să-ți adresez niște întrebări. Îmi
pragul sărbătorilor de iarnă, veștile bune vin de la Boosteroid. Primele 100 de subscripții lunare plătite astăzi utilizând codul promoțional WINTER beneficiază de o reducere de 50%. Da, da, ați auzit bine, doar 4,99 euro pe lună. Boosteroid îți oferă puterea de procesare de care ai nevoie, astfel încât capacitatea dispozitivelor pe care le dețineți nu mai contează. Salvează timp și bani, rulează cele mai bune jocuri din cloud pe orice dispozitiv, chiar și după telefon sau tabletă. Ca să înțelegi mai bine cum funcționează, jocurile sunt stocate, lansate și procesate pe serverele Boosteroid, iar tu vei primi un flux video interactiv înapoi pe dispozitiv. Așadar, rularea unui software de ultimă generație este la fel de ușor pentru dispozitivul tău ca redarea unui video în browser. Grăbește-te și prinde una dintre cele 100 de subscripții la preț special utilizând codul de promoție WINTER și primești abonamentul lunar, dar doar 4,99 euro sau poți să-ți iei direct abonamentul pentru un an la doar 49,89 euro. Deci acum practic a început competiția, eu o să mă fac comod aici, o să-mi găsesc unul, voi deja v-ați găsit că eu i-a trimis. Și eu mi-am găsit locul. Și eu. Sunt aici. Dar zici, știți că nu e deloc, nu e deloc neobișnuit ca niște nebuni să filmeze un vlog seara. Da, da, într-un jacuzzi. Într-un jacuzzi și toată lumea să se uite la ea. Noi acum suntem la rooftop, ești nebun, adică suntem la ultimul penthouse etaj. Și penthouse-urile sunt la ultimul etaj. La ultimul etaj și toată lumea de la toate blocurile se uită la noi acum. Că nu avem lumini, avem trepiede, camere de astea. Vă pup verii mei. Ne simțim foarte bine aici la Canopia, să știți, vă așteptăm și pe voi. Băi, Caterinca rode tot aici la Canopia, mie îmi place rode tot. Uite purcelușii. Glembuști. Salut, ce faci? Hai să ne atingem pe degețel. Hai să ne atingem picioarele. Oh, e tot ce mi-am dorit vreodată. S-ar putea să ies înainte. Asta e și ideea. Asta e ideea. Eu am o întrebare pentru tine, Dobre. Opa. Aolo. Hai că începem. Dobre, vezi că trebuie să te gândești și la răspuns și la cui trebuie să zici. Și la întrebare. Deci tafeta jucă. Nici la școală nu e așa, Dobre. La bune. Hai că asta e mai personală, e pentru tine specială. Opa. Deci ca să înțelegeți, Dobre a fost coleg cu mine în clasa 8, a venit în ultimul an din 5-8. Deci în clasa 8 am fost colegi și acum, în ultimul an, clasa 12-a, este coleg cu Baby. Baby! Care a fost prima impresie pe care ai avut-o despre mine în clasa 8? Opa! Sinceră. Vrei răspuns sincer? Yeah. Da, și yeah. Știu deja care e. Băi, fii atent. Deci, în prima instanță, okay. În momentul în care am ajuns acolo, anumiți colegi mi-au spus, băi, nu vorbi cu ea că e fițoasă. Oh! Oricum, majoritatea oamenilor, înainte să mă cunoască, spun, pa, sigur, e fițoasă și după ce vorbesc cu mine, își dau seama de anumite lucruri. Acum continu. Nici nu am apucat să răspund și deja ai luat vorbele. N-ai răspuns tu. Ideea e că, chiar dacă ei mi-au spus anumite chestii, am preferat să nu mai aduc și să te cunosc. Okay. Și am ajuns la concluzia că nu regret chestia asta. Dobre, acum am eu curiozitate, o să trec peste barierele, peste regulament. În clasa 8-a. S-a plăcut cumva de iubita mea? Baby! Ce întrebare! Așa, deci sunt în clasa 8-a. Suntem strâns de sincer. În clasa 8-a. Că după n-ați mai ținut legătura, dar în clasa 8-a, strict în clasa 8-a. Vai ce ruși! Era una din fetele din clasa ta. S-a plăcut de ea? Nu, că aveam gagică. Mamă, ce răspuns! Ce răspuns! S-a eliberat tine de la el! Asta este cu adevărat o întrebare picantă. Și-a doar. Hai că se taie! Bă! Al cum era? L-am găsit la picioare, era de mult. L-am găsit la picioare, era de mult. E de când am intrat în piscină. Da! Bă! Și nu e deschis? Frate! A, merge! Al cum era? Aleu! Nu facem reclamă la Apple, dar e 100% la asta profund. Bă, frate! Dar vezi că e 12 pro. E 11 pro. Ia uite. E 11 pro. S-a legat telefonul cu Dobre. Face cică. I-am crezut că face la Caterinca. Și eu. Acum stai frumos. Lasă-mi să mă să-l pun în casă că se face condensă. Da, e cald. Lasă-mi să mă să-l pun în casă. Bă, nu am să faci faza de aia. Ai pierdut. Nu, stai că nu ți l-am dat jos. Nu știu că eu l-am pus. Nu știu cum a ajuns. Bă, dar cum? Nu, că era de mult. Bă, a cam ieșit, nu mă interesează. A ieșit, serios, gata. Și-a pierdut alocația, Nicu? Dar cum? Mamă, cum să-i scape telefonul? Băi, era o vorbă și cu banii luați și cu telefonul ud, să moară la scoană. Deci a căzut telefonul și... Adică una chiar a înțeles săracul, chiar trebuia să-și ducă telefonul. Dar dacă i s-a stricat? Casă.
Nu, nu cred, nu cred că era aprins, nu cred. Bă, nu mă interesează. Dar mergea, mergea, da, da. Da, și drept a ieșit, așa. Nu-i corect, nu pobre, că nu-i corect. Gata, voi, okay, ieșit, ok, ok. Băi, gata, au, te speră că mărta la noce caliente, că au. A ieșit, frate. Deci sunt regulile foarte stricte, după ce a zis start joc, a ieșit. Chiar dacă, adică chiar dacă ți s-a dus telefonul. Da, mă, da, da, așa e. Scuze, scuze, asta frate, gata. Eu una te-am e bine, înțeles. Da, e bine telefonul? E bine, da, e bine și telefonul și bine că ai scăpat și de întrebări. Super. Am pierdut niște bani, ce scăpare. Am pierdut niște bani, da. E ok. Hai să rămânem cu așa 1000 de lei să împărțim la 4. Nu mai încolo, așa. Au! Am una bună rău de tot. Ai avut vreodată momentul ăla să vorbești cu alte fete? S-a întâmplat chestia asta? Nu, nu, niciodată. Deci n-a fost niciodată un moment în care... De ce ai făcut ochii așa? Dobre, știi tu ceva? Băi, ce rufâni. N-a zis nimic. Am fost doar 2 săptămâni la școală și după s-a băgat pandemia, n-a nu știe nimic. Pe bune. Dar e ceva de știut? Nu e nici ceva de știut. Nu e nimic de știut. Nu, deci niciodată nu, niciodată nu am avut momentul, nu neapărat să vorbesc cu o fată, dar nici măcar să mă uit de o fată, să, adică să, gen, știi? Ce te face? Serios, mă, bă, tu crezi că tot sunt ca tine? Te suri. Te suri eu. Hai să auzim, este, este rândul meu. Și eu să o aleg pe Cristiana. Era greu. Eram sigură, eram sigură. Păi sunt singura care n-a răspuns. Da, Cristiana. Iau. Este cumva cineva în acest jacuzzi pentru care simți ceva mai mult decât o prietenie? Hai, ce rușine. E întrebare foarte ușoară. Poți să răspunzi cu da sau nu? Nimeni nu o să știe cine. Da. Întrebarea da, poate să fie și Bibi. Poate să fie oricine. E poate. Doar mintea ta, spune doar dacă da sau nu. Adică nimeni nu știe răspunsul. Bă, deci... eu stau cu spatele, da. Da? Da. Da? A zis da, nu? Da. Da. Oare cine e? Cine credeți voi? Scrieți-ne în comentarii. Cine este? Hai. Frate, mi-e cald. Mi-a început să mi se facă rău. Serios? Da. Bă, eu n-am ce întrebare, că nu-mi trece nimic prin cap. Aoleu, dau cuvântul cui vrea. Am una. Nu am, nu am nimic. Dă cuvântul cui vrea. Ha. Fii atentă că ai greșit cu asta, pe bune. Aoleu, o să-mi pară rău. Opa. De ce a greșit? De ce? Deci, noi suntem colegi. Așa, ai tu așa. Întrebare pentru ea? Da, am eu întrebare pentru ea. Bine. Deci noi suntem auci. Colegi din, nouă, din clasa 9 până în clasa 12. Suntem în ultimul an. Ținând cont de chestia asta, vreau să te întreb dacă ți-a plăcut vreodată de mine. Oh! Refuz să răspund. Așa și, păi dacă refuzi, ce faci? Nu, trebuie nu să răspunzi, cum să răspunzi. Pleci. Asta nu am zis regula asta, dar n-ai cum să refuzi, trebuie să răspunzi. Oh, abandone, știi ceva, vă las pe voi. Bine! Bine, rău de tot. Deci, mai este iubita, eu și Dobre. Eu o să mă fac mic aici și o să suport consecințele. E frig afară? Nu, e pierd... ok, ok. Nu-mi pierd alocația. Bine, alocațiile noastre stângă la noi în buzunar. Vedem pasta. E bine, rău de tot. Uite, cum poate să-mi cumpăr mașină? Serios? Bani pe bani se face casă. A avut mult curaj Cristiana, da. Să iasă, numai ca să nu răspundă la o întrebare. Da, de ce oare? Scrieți-ne voi în comentarii! Da, de ce oare, Dobre? De ce oare? A? N-am nimic de declarat. A? Am eu o întrebare. Ia. Da, ți-ai plăcut o floradă pe Cristiana? Oh! Nu, că ești eu! Mă vezi, mă! Răspunzi? Da, răspund. Răspund, nu am zis da. Nu am zis da. Niciodată n-am văzut oameni de pe propriu, ca pe prietenă. Adică, da, nu mi-a plăcut de ea la modul gen să fim împreună. Hai, tu ești acum să adresezi întrebare. Acum suntem aici noi așa, ia să vedem. Dragii mei. Au, iubire. În momentul în care voi ați ieșit. Pentru cine este întrebarea? Pentru amândoi. Oh, n-ai cum, dar pentru persoane. Așa să-mi formulez corect cu asta. Am capul gol. Ai capul gol? Ia. Yeah. Ca seară. Fii atentă. Oh, nu mai da. Nu mai da. Parcă m-a durut pe mine. Da. Aolea, Doamne, mi s-a făcut parcă și mai rău. Se rău? De la abur așa un pic, m-a moleșit așa un pic. Se rău? Naaa. Bă, ce-l de? Vrei să ieși? Tu nu ești.
că nu ești, nu scăpați de întrebare. Oricum banii merg în aceeași familie. Da, da. În familia Dobre. Da. Bun, deci în momentul în care voi v-ați văzut prima oară, adică atunci când ați avut primul date, la prima întâlnire. Pe 9. Așa. Care a fost primul vostru gând când ați făcut contact vizual? Pentru ea e întrebarea asta. Pentru amândoi. Dar de ce neapărat? Pentru mine. Păi nu știu, să uită la care a fost primul tău gând și care a fost primul meu gând? Da. Primul meu gând n-a fost un gând. A fost o conexiune foarte, foarte, foarte mare. Simțeam că uitându-mă la ea în ochii, simțeam că o cunosc de mai mult timp. Simțeam că o cunosc de când m-am născut, știi? Și nu știu, a fost așa o conexiune din asta pe care nu o pot explica. Și singura explicație a fost că e sentimentul ăsta de iubire, știi? Și de atunci până în momentul de față s-a intensificat, știi? Prin multe lucruri prin care am trecut, amândoi. Chiar m-am bucurat să-mi povestesc. Mulțumim! Și pentru mine a fost exact același sentiment. A fost un sentiment de deja vu. Mi se părea foarte... El, ca și persoana, vibe-ul lui, era familiar pentru mine. Mi se părea că-l cunosc de undeva și cândva ne-am mai întâlnit. Acum eu trebuie să adresez întrebarea lui Dobre, pentru că e Dobre ne-a dat două ori până acum, ne-a îngropat cu întrebări. Așa că Dobre, o să-ți adresez o întrebare. Dacă tot iubita ți-a adresat întrebarea, ce părere ai avut despre iubita în prima zi de școală în clasa 8-a, vreau să-ți adresez și o întrebare acum că sunt colegi. Ce impresie ți-am făcut eu în prima zi de școală de la noi de la liceu? Artist! Același lucru, da! Exact! Același lucru mi se întâmplă. Oamenii care nu ne cunosc spun pentru prima dată: mamă, ce fițu sunt ăștia, ce arfiști, ce fițe au în caș, așa. După ce ne cunosc, ne mărturisesc chestiile astea și ne spun... Și aflați că au mai multe. Ce? Caterinca, mă. Caterinca, și ne spun, ne mărturisesc că așa au crezut, dar de fapt... După le spun, băi, cât de prietenos sunteți și nu e așa cum credeam eu sau cum îmi spuneau alții. Băi, poți să aprobi. Alții care, de fapt, nu ne cunoșteau, adică persoanele care ți-au spus ție chestia asta, mai mult ca sigur nu erau prieteni cu mine. Mai mult ca sigur. Mai stau, e bine. Da. Mi se facă puțin rău. Ok. Puțin mai mult. De la aburi și îmi simt că... Vreți să opresc aburii? Așa. Nu-i cum s-o oprește acolo. Al prin lumina. Acu, dai drumul la bărbuit și te fac, mă. Iubire, mi-e rău. Ți-e rău? Da, da. Ce vrei să iei? Mă iei cu oameni țara. Vrei să iei? Nu, că vreau să câștig. Hai, iubire. Poți să iei. Ok, serios. Mă iar rău de tot cu oameni țara, de la aburi și simt că-mi intră așa în gâci. Hai că poți. Știi ce mă bazez pe tine? Că bănuți eu să ajungă la noi în familie. Nu, pe bune, mă ia foarte tare cu amenințare și chiar nu o simt bine. Da, de ne de mai întâi. Hai, te ajut eu? Ai halat aici? Câștigă, da? Da. Baby, câștigă pentru noi, bine? Te iubesc. Nicio șansă! Du-te în casă și ai încredere. Bă, eu nu mă las așa. Competiția se dă între noi, doi vreți să moară de afară, s-a terminat. Hai, frății urmă. Hai, faci. Hai să ca pești! Vreți să facem scuba diving? Ca peștirii pe uscada, aie! Ah. Uite așa aș vrea să mor, în jacuzzi vreau să mor. Uite așa aș vrea să mor. Ah. Bă, dar tu vezi că cum au plecat ei trei? Nu, e liniște. Nu mai e liniște. Acum, guys, competiția a rămas doar între noi doi. Forța Dobre! Forța Pican, votați în comentarii cine ați vrea să câștige. Oricum, clipul o să fie deja filmat, așa că câștigătorul o să fie deja. Eu. Nu, eu. Da, eu. Îmi pare rău de tine. Nu te mai amăgi. Vrei să facem piată controvertie să vedem cine câștigă? Două din trei și am scăpăm și de stat încă 5 ore în plus, că eu nu ies și știu că nici tu nu ești, pentru că ești nebun. Hai. Competiția piatră farfecă hârtie începe chiar acum. Mamă, piatră farfecă hârtie. Facem 2-3 și da? 5.000 de lei piatră farfecă. Mamă, piatră farfecă hârtie, bă, 5.000 de lei, hai. Da, nu vreau să ies. 2-3 și da? 2-3 și. 2-3 și. Uuu, 1-0! 1-2-3 și. 1-1! Decisiva! Aleaa! 1-2-3 și... Bine! Bine! Nu se poate! Bine! Nu se poate! A
afară. Contest, contest. Bă, am câștigat cinci. Bă, ce pot să zic? Dobre, felicitări. Banii merg către tine. Sincer, bă, chiar nu regret absolut deloc pentru că m-am distrat foarte tare în filmare. Bă, eu v-am zis. Locația a fost de excepție, tot a fost bombă, rău de tot. Bine, veniți aici! Vă mulțumim foarte mult că ați vizionat acest clip. El este câștigătorul de astăzi, Dobre. Nu uitați să ne urmăriți pe toți pe Instagram. Aveți linkurile noastre în descriere. Nu uitați să ne dați acolo un mare like, un mare share și un mare, și mare clopoțelul, subscribe. Și apăsați clopoțelul. Pa, pa!